Bună dimineața! Gata de săptămâna aceasta cu emoțiile pentru beneficiarii fondurilor europene. Pentru cei viitori, cei care abia așteaptă să scrie proiecte, nu-i așa? Sigur că da. Marți, Parlamentul European a hotărât. Avem bani pentru următorul exercițiu financiar 2014-2020. 908 miliarde de euro sunt disponibile pentru plățile efective. Suma este atât de mare și, cunoscând criza economico-financiară prin care trece încă Uniunea cu mai toate statele ei, ne întrebăm dacă nu cumva Parlamentul era într-unul dintre cele trei ceasuri rele ale zilei de marți. Când a votat acest buget? Nu e însă cazul să fim cârcotași și avem tot timpul din ianuarie încolo, când, teoretic, aceste fonduri devin operaționale. Până atunci însă zic să ne întoarcem în timp și în istorie. Cetatea de scaun a Sucevei, un proiect finanțat Regio. Povestea spune că a fost construită de demult, de păstorii și oamenii veniți de la munte. Căpcăunii cu un singur ochi în frunte, tătarii și alte lifte rele au distrus-o. Tradiția populară cedează însă în fața istoriei reale, cea susținută de dovezi. Astfel, cetatea de pe dealul de miază zi al Sucevei a fost cetatea lui Petru I și a lui Ștefan cel Mare. Primul domnitor a transformat mica așezare urbană în reședință voievodală. Când s-a întâmplat acest lucru, era secolul al XIV-lea, mărturie scrisă în cetatea Sucevei, luni, întâia săptămână a postului, în anul nașterii Domnului 1388. În acel timp frământat al istoriei, în cetatea Sucevei se desfășurau cel puțin o parte a activităților oficiale legate de instituția domniei. Descoperirile arheologice au scos la iveală faptul că, tot aici, erau amenajate spații de locuit, dar și un loc al reculegerii, unde sfinții erau acoperiți cu foiță de aur. În furtunoasele vremuri de atunci, prioritar însă era să te aperi. Cetatea Sucevei a fost construită rectangular, din piatră, cu 7 turnuri de apărare la colțuri. Noul secol, al XV-lea, a venit peste cetatea Sucevei cu un alt pericol, otomanii și artileria lor. Ștefan cel Mare a înțeles imediat importanța noii tehnici de luptă. Ilustrul domnitor a întărit cetatea, devenită de scaun, cu un sistem defensiv de excepție, consolidând zidurile, construind contraforturi, ridicând noi șanțuri de apărare. Cetatea, ca un pinten, nu a putut fi cucerită de sultanul Mehmed al II-lea, dar toată regiunea a fost trecută prin foc și sabie. Cetatea Sucevei a rămas inexpugnabilă chiar și în fața lui Soliman Magnificul, sultanul intrând în ea prin porțile largi deschise de trădarea marelui portar. Atunci s-a prădat tezaurul și nori negri s-au așternut peste zidurile bătrânei cetăți. Declinul începuse. În 1675, cetatea Sucevei a fost distrusă din ordinul turcilor și transformată în carieră de piatră. Astăzi însă... Cetatea de scaun a Sucevei este un proces amplu, un proiect ambițios, care sper să fie finalizat anul viitor. Ținta aceasta este, chiar dacă contractul care l-aveam încheiat cu firmele constructoare prevăd un termen mai lung. Însă, după cum se vede, lucrurile au avansat foarte mult, suntem în grafic, însă pregătirea va fi una spectaculoasă, pentru că nu va fi o reabilitare pur și simplă, chiar dacă obiectivul principal a fost consolidarea, altfel pierdeam monumentul. Însă vrem să o punem în valoare pentru turiștii de mileniul 3. Nu mai gândim în trecut, în viitor, cu multimedia, cu zone de belvedere, cu fel de fel de alte atracții, inclusiv personalizarea cetății care se dea viață. Sub cetatea Sucevei, pământul fuge la propriu. Astăzi s-a reușit stoparea acestui proces, cu niște eforturi umane considerabile și bani mulți. Ultimii veniți de la Uniunea Europeană, prin Regio.
finanțarea acordată de Uniunea Europeană prin FEDER e foarte importantă, nu aveam altă soluție și am spus de la bun început, am plecat de la ideea de a salva monumentul, pentru că suntem pe un versant care din păcate avea tendința să coboare la vale. Erau și măsurate în acest sens și banii europeni au salvat de fapt monumentul. Era mai trecut în istorie prin etape grele, a fost ars, a fost dărâmat de multe ori, a fost epoca austriecilor care au reconstruit-o în 1904 și iată că a venit acum momentul să facem noi. Dacă problemele financiare s-au rezolvat prin accesarea fondurilor europene, au rămas cele specifice proiectului. Nu se mai știe exact cum arăta cetatea în vremurile ei de glorie, orice surprize pot apărea în orice moment de sub dărâmături. Faima de altădată a monumentului trebuie însă redată prezentului. Nu cred că ar trebui să fim foarte aplecați către un plan care nu există mult clar. Important este să îi dăm o viziune care să fie integrată pe zona Moldovei, pentru că cetatea de scaun e Moldova, ori avem foarte multe elemente similare la atâtea biserici, atâtea mănăstiri care s-au construit în perioada respectivă. Ne-am lovit de foarte multe probleme arheologice, să spunem așa, pentru că începând să lucrăm la fundații, la consolidări, pentru că au fost două tipuri de consolidare, sunt de fapt două tipuri de consolidare, consolidarea modernă și consolidarea istorică. Consolidarea modernă care constă în consolidarea versantului de nord care se vede în spate și consolidarea istorică care de fapt se referă la refacerea zidurilor cetății, refacerea planșeelor, refacerea paraclisului, cel mai important obiectiv din interiorul cetății. Comori încă nu am găsit, dar dacă o să găsim, vă anunțăm. Proiectul refacerii cetății Sucevei este atent supravegheat de către Institutul Național al Patrimoniului, astfel încât nimic să nu se piardă ori să se uite. Șantierul seamănă mai degrabă cu o tabără arheologică, grija pentru detalii fiind evidentă. Pentru ca totul să iasă bine, mai multe firme s-au asociat, unele fiind responsabile de consolidare, altele de restaurare. Nu doar conservarea cetății de scaun este obiectivul autorităților. Vrem foarte mult să se dăm viață, să creăm evenimente aici, vrem să atragem și turiștii care să vină să facă și altceva decât vizitare. Vrem să-i creăm profilul de cetate deschisă, modernă și un lucru foarte important, suntem deja cu multe ediții în spate a unui festival medieval la care vin pe timp de vară foarte mulți turiști, vin cavaleri, domnițe, domni, care încearcă să creeze o poveste de fapt în spatele cetății. Ai carte, ai parte, spune o vorbă românească. Acum că Uniunea Europeană dă mai mulți bani pentru educație, ar trebui să fim ceva mai atenți la astfel de zicale. La fel cum au fost și cei de la TITU, care și-au modernizat școlile după standarde europene. O serie de proiecte finanțate regio. Copiii care învață la școala generală numărul 1 din TITU au motive de bucurie. Instituția li s-a mărit, iar condițiile le-au fost îmbunătățite cu bani europeni. Prin programul operațional regional, autoritățile locale au primit peste 300.000 de euro pentru a mări capacitatea și performanțele școlii. Noi încercăm prin procesul instructiv educativ și prin tot ceea ce se întâmplă în această școală, în primul rând, să reducem rata abandonului, iar această clădire construită după normele și standardele actuale beneficiază de dotări moderne, ceea ce face ca acest proces instructiv educativ să fie atractiv pentru ele. Acest schimb sau singurul schimb de învățământ de studiu creează multe facilități în sensul că cheltuielile pe timpul sezonului rece scad semnificativ și finanțarea este o problemă pentru școala noastră, iar copiii, părinții sunt mulțumiți pentru că nu mai sunt nevoiți să vină după amiază, știu eu, seara să ia copiii. Logopedul școlii are acum un laborator în care se ocupă de problemele de vorbire ale elevilor. În primul rând, mă bucură faptul că există acest corp nou, datorită faptului că s-au suplimentat sălile de clasă și atunci copiii nu mai învață în schimbul 2, da, după amiaza. Fapt îmbucurător pentru noi părinții, având în vedere siguranța lor, în primul rând.
calitatea învățământului ne interesează de asemenea și atunci prin această sală multifuncțională în care își desfășoară activitățile extrașcolare și nu numai, este iarăși un lucru bucurător pentru noi. Copiii se bucură de încă 6 clase noi, care, așa cum ați auzit, le dau posibilitatea de a învăța cu toții într-un singur schimb. Pe lângă aceasta, sala multifuncțională este folosită la adevărata ei capacitate. Copiii își amintesc cum era înainte. Eram copii mici și era foarte distractiv după ore să mergem împreună, să doi câte doi la masă. Era foarte, foarte frumos, îmi amintesc cu drag. Este mult mai bine să învățăm într-un singur schimb, nu este la fel de obositor și noi considerăm că este mai bine pentru noi la schimbul de dimineață. Prin implementarea proiectului de la școala Titu s-au achiziționat 14 calculatoare și alte echipamente didactice, cu ajutorul cărora copiii sunt conectați la lumea întreagă. Tot la Titu funcționează și liceul Iancu Visarion, la care elevii veniți de departe au posibilitatea de a fi cazați în căminul proaspăt renovat. Pe lângă acesta, și clădirile celelalte au fost reabilitate, iar baza sportivă a îmbrăcat haină nouă. În perioada 2009-2012 s-au derulat 3 proiecte de fonduri europene: modernizare sală de festivități, modernizare bază sportivă, după cum o vedeți, cu terenuri de basket, teren de handbal, mini-fotbal și volei. Deci e un teren multifuncțional. De asemenea, au fost modernizate căminele. Prin fonduri europene au fost modernizate, dar comunitatea locală a intervenit cu fonduri pentru dotare. Sala de festivități funcționează și ca o cantină, pentru că este o sală multifuncțională. În sala de festivități se desfășoară activitățile culturale. De asemenea, în cămin funcționează o bibliotecă modernă cu peste 16.000 de volume, o sală de lectură. Este chiar frecventată de către copii. Este frecventată, bineînțeles, da. Peste 3.300.000 de euro au fost folosiți la reabilitarea acestui liceu de renume județean. Campioane fiind la utilizarea fondurilor europene, autoritățile locale au mers mai departe pentru îmbunătățirea condițiilor de învățat ale tinerilor concetățeni. Aceștia au la dispoziție un adevărat campus pentru învățământul profesional și tehnic, cu dotări la standarde europene. Noi învățam în două schimburi. Și era foarte greu în schimbul al doilea. La noi sunt foarte mulți navetiști, nu mai aveau cu ce să plece, nu aveau cu ce să vină dimineața, era programul mult mai de dimineață. În afară de asta, dotările pe care le avem îi ajută foarte tare pe copii. Ei văd pe calculator, pe tablele inteligente, ceea ce nu pot să vadă uneori în atelier. Am înțeles că veți mai avea de toate, pentru că mai aveți câteva planuri pentru viitor. Da, noi am accesat fonduri europene pe POSDRU, suntem într-un proiect cu 3 licee din județ și ne propunem în acest proiect să retehnologizăm cantina printr-o linie profesională de patiserie și în același proiect să acordăm 50 de burse profesionale pentru 50 de copii care vor intra la noi să locuiască în căminul modernizat și vor mânca la cantina școlii. De asemenea, vom introduce tot în acest proiect o clasă de profesională pe patiserie. Și ce veți face dacă numărul de elevi care vor dori să urmeze cursurile aici la dumneavoastră va fi mai mare decât capacitatea dumneavoastră maximă de a-i găzdui? Vom încerca să ne extindem, să accesăm alte fonduri, să mergem mai departe. Noi venim în sprijinul lor. Aici, în zona noastră, sunt foarte multe școli în jur. Noi atragem copii de la școlile din jur, foarte mulți. Și atunci, sigur că trebuie să acoperim toți copiii care termină clasa 8-a să fie cuprinși la noi, la Târgoviște mai departe. Regio, inițiativă locală, dezvoltare regională, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.